Chiar există Dumnezeu? Asta e întrebarea pe care am pus-o. Și după ce am anunțat acest eveniment, am avut parte de tot felul de reacții, de tot felul de comentarii. Unii oameni făceau mișto de noi, pentru că credem în Dumnezeu. Spuneau că suntem niște oameni înapoiați, care credem în basme, că avem un prieten imaginar, că încercăm să manipulăm oamenii, că încercăm să înșelăm oamenii, să ne dea bani. Alți oameni, mai credincioși așa, s-au supărat de ce punem această întrebare. Cum adică să întrebi dacă există Dumnezeu? Chiar n-ai voie să întrebi așa ceva, e rușine să întrebi așa ceva, spunea cineva. Este o lipsă de respect față de Dumnezeu și să-ți pui întrebarea și să încerci să o răspunzi. Dar dacă ar fi să fim sinceri, această întrebare este o întrebare pe care și-o pune fiecare om. Fiecare om, fiecare persoană are un moment în viața sa când se întreabă: chiar există Dumnezeu? Chiar sunt reale toate aceste lucruri despre care vorbim în Biblie? Chiar este adevărată credința creștină? E ceva din realitate sau e doar ceva imaginat? Toți oamenii, fiecare din noi avem astfel de momente. Și creștinul are momente în care se îndoiește de credința lui creștină și ateul are momente în care se îndoiește de credința lui ateistă. Deci, cu toții ne punem această întrebare și tragedia este, din păcate, că nu toți oamenii iau în serios această întrebare. Nu toți oamenii caută cu perseverență răspuns la această întrebare. Și dacă nu perseverezi în căutarea răspunsului, atunci fie ești foarte repede îndrumat, modelat de cultura modernă care spune nu este Dumnezeu, abandonează orice căutare, abandonează să cauți răspuns la această întrebare, sau dacă nu ți-o pui în mod serios și dacă nu încerci să răspunzi în mod serios la această întrebare, o să adopți repede un fel de credință superficială, un fel de superstiție care la prima încercare, la primul test, la primul contraargument, o să cadă, va dispărea. Și astăzi ne punem această întrebare ca să înțelegem de ce credem în Dumnezeu, de ce credem că există Dumnezeu.